Întrebarea este presupunând că ați dat o aprobare sau preocupat sau a inclus poziția ei că Pesahul evreiesc din anul 31 după Hristos a căzut într-o vineri? Deoarece ea este acum decedată, am aprecia un cuvânt de la tine. Dreper a confirmat că a verificat într-adevăr munca lui Amadon, adăugând următoarea precauție. Dar, așa cum i-am spus atât de des, s-ar putea să existe o întrebare în a accepta premisele ca fiind reale. Sunt interesante și furnizează un set de concluzii la fel de consistente ca oricare dintre cele pe care le-am văzut pe acest subiect, deși par să conțină câteva precepte aproape neauzite. Sunt cel puțin noi. Cu alte cuvinte, explica Draper, Amadona a făcut niște presupuneri. Dacă cineva acceptă presupunerile ei ca fiind corecte, concluziile ei sunt în concordanță cu presupunerile ei. Reebok nu a fost pe deplin mulțumit de răspunsul lui Draper și a scris din nou întrebând. Mă întreb dacă ați fi dispus să ne oferiți comentariile sau sfaturile dumneavoastră cu privire la premisele pe care domnișoara Grace Amadon și-a bazat lucrarea sau dacă ați simți liber să ne oferiți faptele în măsura în care știința și matematica le cunosc cu privire la ziua pesahului din anul 31, precum și ceilalți ani care sunt acum luați în considerare de diferite grupuri care studiază problema. Draper era presat de timp și nu era interesat de o discuție lungă. El a răspuns, sunt puțin tulburat să știu exact ceea ce dorești, deoarece munca domnișoarei Amadon trebuie să fie cu siguranță în posesia ta și afirmă de la sine ce este. Pe scurt, se presupune că luna pascală este luna importantă și nu luna nouă. Calendarul ei este înviorător în premisa sa nouă, în prezent că evreii cunoșteau suficient despre mișcările lunii pentru a prezice ora la care luna va fi plină. Sărbătoarea Pascală nu ar trebui să sosească niciodată înainte ca luna plină să fie premisa ei majoră. Nu am auzit niciodată de vreun alt modern care să susțină acest lucru, dar a fost într-adevăr interesant pentru mine să văd cum a reușit să facă o cronologie consistentă pe această premisă. În multe privințe, pare a fi cea mai consistentă cronologie pe care am văzut-o, deși necesită presupunerea dificilă că preoții cunoșteau mult mai multe despre legile mișcării lunii decât au înregistrat ei ca atare. Domnișoara Amadon avea credință că preoții puteau reglementa întregul an prin observarea lunilor noi ale unui an precedent. Este greu de înțeles acum cum au reușit să facă acest lucru, deoarece doar în ultimii 300 de ani am reușit să reproducem această ispravă. Din dovezile disponibile se pare că Amadon a luat recunoașterea de către drepora coerenței presupunerilor ei drept suport general pentru ele. Wers l-a dezaprobat rapid pe frum de o astfel de noțiune. În scrisoarea sa către Frum, Wertz întreabă în mod clar, Ei bine, frate Frum, întrebarea este ce a verificat și a aprobat domnul Draper? Răspuns 1. Domnul Draper, în calitate de astronom, a verificat și a aprobat următoarele fapte calendaristice astronomice. Apoi ele numără 4 puncte astronomice care acoperă 1. Timpul conjuncției după echinocțul de primăvară din anul 31. 2. Durata perioadei de translație sau tranziție. 3. Timpul lunii pline și 4. Numărul zilei iuliene ca fiind 1732,495. Apoi adaugă răspicat cele patru fapte calendaristice astronomice de mai sus. Domnul Drepper, ca astronom, a verificat și a afirmat ca fiind corecte din punct de vedere calendaristic și astronomic. Dar acum, frate From, să fie bine observat acest fapt. 1. Domnul Drepper, în calitatea sa, de astronom nu a afirmat că conjuncția zilei de marți 10 aprilie ora 14.31 de minute a fost luna nouă care a determinat un unisan biblic. 2. Domnul Draper, în calitate de astronom, nu a afirmat că noua perioadă de tranziție a lunii de 3 zile 3 ore 33 de minute a determinat Nisan 1 biblic să cadă sâmbătă 14 aprilie în anul 31. 3. Domnul drept în calitatea sa de astronom nu a afirmat că luna plină de miercuri a fost luna plină care a determinat Paștele biblic pentru anul 31. 4. Domnul Dreptă, în calitatea sa de astronom, nu a afirmat că întunericul inexplicabil al Soarelui a avut loc vineri 27 aprilie 31. Glenn Draper a fost atât un om de știință, cât și un angajat al Guvernului Statelor Unite. Ca atare, el a oferit informații tehnice și astronomice. El nu a oferit nicio confirmare a acestor informații interpretate în context religios. După cum i-a explicat Wers lui Frum, experiența pe parcursul mai multor ani cu mai mulți astronomi de la Observatorul Naval al Statelor Unite, inclusiv doi dintre astronomii directori, a arătat că sunt întotdeauna dispuși și chiar încântați să ajute la găsirea faptelor și a datelor astronomice calendaristice. Dar ei pur și simplu refuză și nu vor uh, interpreta nici, nu vor afirma sau nega datele biblice despre evenimentele cronologice în lumina faptelor astronomice. Welts a rezumat clar ramificațiile acestei liste de sprijin revendicat de observatorul naval al Statelor Unite. Prin urmare, frate Frum, vă rog să observați și să înțelegeți că verificarea de către domnul Drepper a presupuselor pretenții de date despre crucificarea ale domnișoarei Amadon nu are nicio valoare în stabilirea evenimentelor biblice și nici verificarea domnului Drepper nu dovedește că vineri, 27 aprilie anul 31 este ziua și data răstignirii